Băi, ne-ai Acum fără glumă. Bă, pe ce pui mâna? Pe cuvântul meu, donoare. Îți dea Dumnezeu sănătate? Bă, dar pe unde te duci pe ce îi pui mâna? mai se duce în sus. Pentru că nu vreau rău la nimeni și nu fac rău la nimeni. Nu, și și muncești. Nu ești puturos. Vai de mine. Nu ești puturos. Gândește-te, scuză-mă, noi facem deja de un an emisiunea. N-ai lipsit odată decât dacă ai fost plecat la un meci. Normal că n-ai cum să da. te dublezi. N-ai lipsit odată cu din alea. Bă, și da... nu odată. Nu. A, ah, ce, mă, mă enervez pe mine cu neîntârziatul ăsta. Mor? Da, da. Înțelegi? Asta e prima uh, treaptă a seriozității. Care e prima treaptă? Spune-le oamenilor, Domn... prima Pentru că fii atent, vreau să-ți mai spun un singur lucru și după aia nu te mai întrerup. Oamenii care îmi spun să credem în milioane de, uit, de oameni se uită la Mitică și Horică. Bă, milioane. Credem. Eu sunt foarte mândru de ce, am, de ce am făcut. Dar tu știi de ce sunt eu mai mândru? Nu de emisiune neapărat. Eu sunt mai mândru că tu poți să le dai niște sfaturi de viață din inimă, uh, din, ca de la om la om oamenilor Tu știi că te oamenii. Bă, câți bani să le dai la copii, ce am vorbit noi. Bă, cum să-ți prelungești viața. Bă, Horică, cum să ai grijă cu business -ul? Bă, cum să ai grijă de familie, cum să n-ajungi să cazi pe alte. Bă, le dai niște sfat, de eu te întreb mereu. Ți le adoră, ți le da. sorb oamenii. Da, pentru că am o experiență de viață. Băi, eu sunt o poveste, bă. Băi, fii atent aici ce spun eu. Prin ce am trecut eu în decursul vieții mele, Mă și mir că Dumnezeu m-a lăsat sănătos la cap, Horia dragă, înțelegi? Atunci, dai seama prin ce am trecut eu, Numai, doamne, nenorocirile vieții și astea și uite că sunt uh, uh, sănătos, mulțumesc Dumnezeu.